Elevii din Comuna Budești au avut parte de o surpriză plăcută zilele trecute. Aceștia au primit 230 de tablete din partea administrației publice locale. Tabletele au fost achiziționate printr-un proiect finanțat de Uniunea Europeană. Tot cu fonduri europene, mai multe săli de clasă au fost dotate cu echipamente IT și table inteligente în acest an. La nivelul localității a fost depus un proiect de fonduri europene pentru achiziționarea de tablete pentru toți copiii care frecventează cursurile la școlile de pe raza localității. În acest sens au fost achiziționate un număr de aproximativ 230 de tablete, tablete care au fost distribuite deja către elevii școlilor noastre, în așa fel încât să obișnuiască cu ele și să le aibă la începutul anului școlar pentru a fi folosite efectiv de fiecare elev în parte. Deci, contrar unor păreri al unor oameni care abar nu au ce înseamnă fonduri europene, să discuta la un moment dat că noi nu suntem în stare să accesăm fonduri pentru așa ceva. Finanțele pe fonduri europene nu se aprobă așa după o zi pe alta, trebuie muncă, acest lucru s-a întâmplat, le-am și achiziționat și nu pot decât să mă bucure acest lucru pentru elevii școlilor noastre. Noi la nivelul școlilor după raza localității avem foarte multe dotări care sunt puse la dispoziția elevilor deja, începând de la table inteligente, la sisteme de video, de la videoproiectoare și calculatoare și tot ceea ce își dorește și de tot ceea ce are nevoie un elev pentru a-și desfășura activitatea în condiții normale la nivelul școlilor noastre. Acest lucru se va întâmpla în continuare. Mă voi ocupa în mod deosebit, pe lângă toate problemele care sunt la nivelul localității, în primul rând și de elevi. Pentru că elevii sunt viitorul nostru și trebuie ajutați să performeze, trebuie ajutați să treacă peste toate etapele și toate problemele care au fost create de pandemie și nu numai, și să fim alături de ei pentru a se dezvolta și a performa la nivelul școlii noastre după raza localității. Nu poate decât să mă bucure acest lucru. Eu le doresc să le folosească cu mare grijă, cu mare atenție și să le folosească în folosul lor, pentru viitorul lor în a-și desfășura activitatea școlară. Educația rămâne o prioritate pentru edilul din Budești. Autoritățile depun eforturi pentru ca elevii să rămână în școlile din comună și să beneficieze de cele mai bune condiții.